Bună dimineața! Încă o nouă zi aici în Viena. Noi trebuia astăzi să plecăm în altă parte, mă refer în altă țară, dar ne-au convins al de cumnatul să mai rămânem încă o zi la Viena, pentru că oricum nu avem timp nici măcar o săptămână dacă am stat să vizităm câte sunt de vizitat în Viena. Dar ne-am hotărât să mai rămânem și astăzi, așa că un nou vlog de aici, din Viena. Am băut cafeaua, dar hai să vă zic ce am pățit. Mi-am uitat borseta cu toate actele la toaletă și mi le-a adus un egiptean. Deci vă dați seama ce pățeam. Toate actele noastre, toți banii noștri erau în borsetă și mi le-au adus după un sfert de oră, cam așa. Și norocul nostru că era un egiptean ok, pentru că nu mi-a lipsit nimic din borsetă. Am avut noroc azi, am început, să zicem așa, binișor ziua. Fetele au intrat prin magazine, eu vreau să-mi iau ceva de băut și îl așteptăm pe cumnatul că va veni să mergem să vedem ce mai vizităm astăzi. Ne-a sunat și cred că face vreo jumătate de oră până la noi. Am ajuns între timp la un peco unde trebuie să ne găsim cu Alex, va veni ei să ne ia, și mi-am mai luat o cafea pentru că, sincer, simt nevoia să mai beau o cafea. Urmă am odihnit, cu toate că cei de la cazare ne-au schimbat camera. Nu mergea frigiderul în camera în care stăteam noi și ne-a dat o cameră mult mai frumoasă. De asta am și ales să mai rămânem încă o zi. Am ajuns tot la fel la un castel și se cheamă ceva de genul Belvedere. Sper că auziți și râsul cumnatului meu. El vorbește. Și aici este organizat un târg de Crăciun. E mai micuț. Arată destul de fain. Și acum e liber pentru că e zi. Am găsit aici o priveliște foarte frumoasă în fața castelului, trebuie să vă arăt și vouă. Și se vede, nu cumva la Ștefan, nu-i biserica, da? Hai ca să vă arăt și vouă. Acolo în față se află biserica aia, Sfântul Ștefan, ceva de genul așa se cheamă, pe care am văzut-o aseară. Adelina este foarte încântată pe aici. Ea tot ce vede, vede castel de prințese. Am făcut câteva poze, nu vrem să stăm aici la coadă, nu știu dacă rentează. Nu zicem că nu-i frumos, dar cu siguranță e mai interesant să mergem la Muzeul de Ceară. Am ajuns înapoi aici la Prater, la Parcul Prater, și aici era Muzeul de Ceară și ghiciți de cine am dat. Prietenul nostru, Johnny Hill. Ia uziți ce zice Adelina, că o să-l vedem și pe Michael Jackson. Da, tati. Eu cu Sorina am plătit 52 de euro și gata, hai să mergem. Leopold Figler, cred. Thank you.
Bă! Deci fii atent. Prima oară, do major. Băi, tu ești atent la mine? Dacă nu e atent, n-am treabă. Nu. Grafitorul ăsta, bă!
bathroom to pull me into my corset. Once done, I can hardly breathe. To achieve an 18-inch waist, I don't expect to. I then like to walk a fast march across the countryside. For the monkey dancing at the hurdy-gurdy just as much for me. That. Schauen Sie sich meinen Ehemann. Duft nach Kieferscheiben, glitzernde Christbäume und leuchtenden Gesang. Die Dorfbewohner. Oameni buni, își merită fiecare bănuț acest muzeu. Vă recomand, dacă ajungeți în Viena, să-l vizitați. Super frumos, deci păreau 100% reale. Mă așteptam să miște una să mă sperie. Deci totul la superlativ. Încă o dată vă spunem că e super frumos aici la muzeul de ceară. Deci dacă ajungeți pe aici, e păcat să nu-l vizitați. Stau acum și mă uit la roata asta în care ne-am dat noi. Parcă n-are niciun farmec ziua, dacă nu-i luminată. Oricum, e foarte înaltă. Ia! Era închis la carturi, așa că mergem să mâncăm și încercăm iar un restaurant chinezesc. Sper că m-auziți ok, că n-am mai pus la valieră. Și în fiecare weekend ali, aici să fac activități. Oameni buni, n-am mai filmat cât am mâncat, pentru că am avut treabă și acum am ajuns pe o stradă, cum natul meu îi spune Maria, sau nu mai știu cum are numele, ceva de genul. Am parcat mașina și mergem pentru că e o stradă plină cu magazine și chiar e frumos luminat, o să vă arăt imediat. Am ajuns pe strada Maria. Maria îi zice? Da, da. Dar uitați-vă și voi, e foarte luminată și e interesant, am văzut toate firmele aproape. Luăm și noi acum magazinele de la un capăt, sperăm până în celălalt. Deci mergem așa de greu pentru că am mâncat o grămadă, cel puțin eu. Da. Dragilor, astăzi am avut tot la fel o zi plină ca și cea de ieri. Mă bucur că am reușit să vizităm muzeul de ceară. Sper că v-a plăcut și vouă. Am filmat aproape, de fapt nu, am filmat toate exponatele de acolo. Mi-am făcut și eu poze cu câteva. Vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem într-un alt vlog, pentru că mâine vom pleca într-o altă țară și o să vă zic la momentul potrivit unde mergem. Hai, vă pup și ne vedem în alt vlog. Numai bine!